În seara, doamnelor și domnilor, iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe I, o emisiune în care ne-am propus să purtăm aceste discuții despre ceea ce se întâmplă în viața politică în general, în cea locală și județeană în special, cu cât mai mulți invitați. Pe de o parte, colegul meu, Dana Ilincă, cu care deja v-ați întâlnit, pe de altă parte ați văzut că l-am avut și pe domnul Radu Samson, iar astăzi în platoul emisiunii noastre este un mai vechi colaborator al jurnalistului Flora Ordean, domnul Alin Antochi, avocat cunoscut în Roman, care a acceptat invitația mea în această emisiune. Bună ziua și bine, bine ne-am regăsit după câți ani de colaborare. A trecut ceva ani. Bine v-am regăsit și mulțumesc de invitație. Am făcut această invitație ținând cont de faptul că dumneavoastră ați fost și politician, și politician, zic eu, de top. Ați avut și funcții înalte, precum aceea de secretar de stat în Ministerul Justiției și aveți și o formație de avocat care vă conferă și o autoritate în a privi ceea ce se întâmplă în societatea noastră. Drăguță ca întotdeauna. Mulțumesc. Eu nu cred. Aici cred că e vorba de modestie. M-ar interesa că de ceva vreme nu ne-am mai văzut în calitatea aceasta de moderator și dumneavoastră de invitat. Cum vi se pare viața politică actuală și mai ales ceea ce se întâmplă și la nivel național și la nivel local, că aș vrea să le luăm pe rând? Doamna Flora, vedeți dumneavoastră, nu e chiar așa de mult de când nu am mai avut legături cu politica. Este foarte adevărat că în acest moment nu fac parte din niciun partid politic. Nici nu asta am este o noutate, pentru că noi ultima dată vă știam la Partidul Național Liberal. Două vorbe doar ca să lămurim acest aspect. La un moment dat, eu am avut o colaborare bună cu primarul de atunci a Romanului, cu Laurențiu Leoreanu, dintr-un considerent foarte simplu. Eu sunt romașcan, cred că la a patra generație, din câte știu eu. Nu mai știu mai din urmă, că n-am mai avut informații, dar oricum, chiar și străbunii care a născut aici, chiar în Roma. Evident, țin la orașul ăsta, de asta am și rămas aici, de asta și am activitate aici, casa, toate lucrurile sunt aici, chiar dacă eu sunt un om, să zic, un pic plimbat așa, adică am avut activități și mai am în continuare și la București și în alte părți. Ați fost și în Parlamentul European, apropo de... A trecut de... mult de atunci. Au fost experiențe... Da, se apropie nouă mandat, au fost experiențe folositoare pentru ceea ce sunt eu astăzi. Prin urmare, romașcan fiind și având un drag deosebit de acest oraș, am considerat că este normal să susțin pe oricine face niște lucruri bune pentru orașul Roman, așa cum le-am perceput eu atunci. Dumneavoastră, de altfel, vă amintiți că în perioada când activam la PSD și nu în orice funcție, ci chiar aceea de președinte al organizației județene, deci cu o autoritate destul de extinsă în rândul membrilor PSD din județ, mi-ați solicitat sprijinul pentru acel proiect, Biblioteca Municipală din Roman, care... Și ați fost și printre cei care l-ați deblocat. Eu am fost atunci de părere că fiind un proiect pentru oraș, sunt de altfel și un foarte mare admirator al construcțiilor vechi, al lucrurilor de patrimoniu din toată țara, nu de aici, am o pasiune în sensul ăsta, mi s-a părut că e un proiect bun pentru Roman. Și atunci v-am dat tot concursul, eu și colegii de atunci de la PSD, am avut și norocul să lucrez cu niște oameni extrem de valoroși din punctul meu de vedere, profesorul Stan, actualmente deputatul Stan, Manoliu, domnul Holban, și au mai fost și alții, cu scuzele de rigoare, dacă nu mi-amintesc acum pe toți, care activau... Și țineți minte că era atunci USL-ul și dumneavoastră... Eram într-o alianță cu PNL-ul la acel moment, primarul de atunci a Romanului, fiind membru PDL. Știți foarte bine că istoria asta e... Da. Dar cu toate astea am considerat că, fiind un proiect pentru Roman,
am dat toată susținerea. Evident că am decontat aceste lucruri pentru că oameni din PSD, oameni din PNL-ul de atunci au mers la București la mai mari zile de atunci și m-au părât că am pactizat cu dușmanul, adică cu PDL-ul. Eu n-am văzut-o așa, am zis că dacă e un proiect bun pentru Roman, e pentru Roman. Și asta a fost doar un exemplu. Și haideți să mergem, dacă mergem cu exemplu mai înainte și să mai spunem telespectatorilor noștri că de fapt ați văzut dumneavoastră în calitatea pe care o aveați de președinte al organizației PSD de atunci în colaborare cu USL-ul, ați știut și partea nevăzută a lucrurilor din politică, respectiv aceea că la vremea respectivă erau niște interese a președintului PNL-ului, care ți-a domnul Ursărescu, legate de niște anvelopări, de... Mă rog, eu am ținut departe de aceste lucruri pentru că nu sunt în firea mea și nu vreau să comentez, au comentat alții și justiția vis-a-vis de personajele pe care le amintiți. Eu atunci am considerat că e normal să dau un vot de încredere și să sprijin un om care, despre care am considerat că face lucruri pentru Roman, în speță primarul de atunci a Romanului. Aceasta a fost relația personală construită cu Laurențiu Leoreanu. Evident, lucrurile s-au derulat, anii au trecut, dumneavoastră s-a mutat dintr-o parte în alta, a ajuns în final la PNL, eu am părăsit organizația PSD, așa a fost la momentul acela istoria și nu am avut niciun fel de resentimente vis-a-vis de aceste lucruri și la un moment dat, când s-au apropiat alegerile parlamentare, locale, urmau parlamentare, cred că la PNL, o discuție pe care am avut-o cu domnul Leoreanu la acel moment, m-a invitat să mă alătur echipei PNL, pe care o gestiona. Bine, vă și cunoșteam aici la Roman. Mare, da, evident, eu tocmai ieșisem din acel mandat de ministru, de secretar de stat la justiție. În care trebuie să subliniem că și aici ați făcut și păcat că, iată, proiectul început din dumneavoastră, cum e cel cu Palatul Justiției, da, se duce acum pe de râpă. N-a fost început, ca să fim corect, n-a fost început de mine. Proiectul acela a fost început mai de mult, dar s-a blocat din niște considerente pe care le putem discuta într-o altă emisiune. Și a rămas blocat și nu găsea nimeni o soluție. Din postura de secretar de stat la Ministerul Justiției și autorității pe care mi-o conferea această funcție, am reușit să întrunesc o comisie la nivelul Ministerului, să facem o analiză pertinentă a situației de fapt, să o deblocăm. S-au făcut atunci toate demersurile astfel încât lucrarea să continue, s-au făcut niște alocări de fonduri și am reușit să repornim acea lucrare din loc. Ulterior, după plecarea mea, înțeleg că s-a blocat din nou, s-au întâmplat niște lucruri. Și acum este chiar în paragere în acel loc. Asta e o altă situație. Ce trebuie să mai știe Roma Șcani, trebuie să mai știe că dumneavoastră ați făcut poate mai mult decât oricine pentru tribunalul de la Roma, care era într-un hal judecătorii. Nu era într-un hal, dar necesita niște lucrări. Și mai necesită așa cum acum. Acum au mai trecut ani, evident, dar la vremea erau niște nevoi foarte clare vis-a-vis de odată de extinderea birourilor pentru magistrați. Lucrau foarte înghesuiți și nu era cazul. În condițiile în care aveam niște birouri goale, dar neamenajate, fostele birouri ale parchetului Roman, mutat în clădirea nouă de vis-a-vis de corpul B Roman Vodă, și mai erau nevoie niște alte lucrări curente. La o discuție foarte aplicată cu conducerea instanței de atunci, oameni extraordinar și doritor să se implice. Doamna Petri, cu care am avut care este și acum, sigur, cu care am discutat nevoile instanței romașcane, am căutat la fel din postura în care mă găseam să fac tot ce era omenește posibil ca să rezolv aceste lucruri. Am organizat atunci, dacă vă amintiți, și o vizită sau două, chiar au fost ale ministrului Justiției de atunci la Roman, o premieră, pentru că mai fusese cândva un ministru al Justiției. Cine era ministru? Cred că era Stoica, care trecuse așa într-o fugă și s-a salutat cu lumea și cam asta a fost tot. Nu s-a văzut nimic după vizita aceea. Ei, de data aceasta au fost câteva lucruri care s-au întâmplat, dar vă pot spune mai multe cei care au beneficiat din plin de acele investiții. Eu nu vreau să mă laud foarte mult, pentru că vă dați seama, am făcut ceea ce ar făcut probabil oricine în postura mea, dacă ar fi fost să aibă pâinea și cuțitul în mână. Aș vrea să ne întoarcem la motivele plecării din PSD.
A, la PNL. Spuneam că am venit în PNL la, mă rog, invitația lui Laurențiu. Sigur că la momentul venirii am fost prezentat cu foarte mare, mă rog, entuziasm acolo de unii colegi, probabil în considerarea CV-ului meu, și am început oarecum activitatea. Imediat ce a început această activitate, am constatat membru al biroului permanent de la Roman, da, am fost făcut membru al biroului permanent. N-am cerut atunci nimic, se apropiau alegerile, am participat în campania pentru parlamentare și atunci chiar am făcut mii de kilometri cu actualul deputat de Roman, domnul Leoreanu, își amintește, cred că lucrurile astea nu e nevoie să le repet eu aici. A reușit și a obținut acel mandat. Am fost foarte bucuros pentru că eu cred că dumnealui are niște calități are deosebite pentru a, pentru politic, a fi un bun parlamentar, exact. Cred că la un moment dat, discutând de primăria Roman, începuse să-l cam strâng, așa, era cam mică pentru potențialul lui. Deci, din punctul meu de vedere, așa cred. Numai. Și trebuie să fim, așa cum ne-am obișnuit împreună să facem emisiuni, și foarte corect. Eu sunt întotdeauna deci, și corect și foarte direct și așa, nici nu mângâi pe nimeni pe cap. Dezvoltarea pe care a avut-o Roman în timpul mandatelor. Păi asta vreau să vă spun. Exact asta vreau să vă spun. Că poate fi pusă la îndoială de nimeni. Doamna Flora, dumneavoastră și toți cei care ne privesc și ne-au privit și atunci, știu că am fost un foarte important susținător a domnului Leoreanu și nu doar dând din gură la televizor, ci și concret când a fost în mâna mea un anumit vot sau o anumită direcție politică pe care am putut să o imprim, eu nu am ezitat în ciuda faptului că, așa cum vă spuneam, au fost oameni care m-au cântat, cum spunem noi, în politică la București, tocmai pentru această relație pe care eu o vedeau greșită cu primarul PDL a Romanului. Dar eu am considerat că dacă interesul Romanului, nu contează că primarul e PDL sau putea să fie și de la alt partid. Ei, asta a fost istoria, a trecut, s-a dus, nu mai contează. Revenind la ce s-a întâmplat în PNL, am venit cu toată deschiderea, sperând să pot aduce un plus de valoare. M-am oferit să fac muncă politică, le-am spus de la început colegilor să nu-și facă griji că nu vizez niciun mandat de consilier local sau județean, că mulți începuseră să freamăte că se apropiau alegerile locale și vezi, doamne, dacă am venit eu, sigur vreau nu știu ce. Le-am zis că nu-mi doresc nimic din toate astea, vreau să punem umărul să muncim. Au fost colegi răutăcioși de-ai dumneavoastră prin presă care au început să discute că oportunist, că nu știu ce. Le-am spus, băi fraților, oportunism este când vii și te așezi la masa pusă, nu când vii și te așezi în opoziție la muncă. Deci asta, mă rog, e părerea fiecăruia. Am început să fac lucrurile astea. A trecut timpul, încet, încet, dar nu au evoluat nicicum. Adică se întâmplau activități pe nu știu unde, prin țară, niciodată nu făceam parte din acea delegație. Nu făceam parte, că nu eram invitat să fac parte din delegația aia. Se întâmplau lucruri la județ, niciodată n-am fost invitat la un birou județean. La un moment dat am zis și eu, bă, fraților, dacă considerați că nu aveți nevoie de prestația mea acolo, e ok, nicio problemă, doar nu sunt eu buricul pământului, nicio problemă, zic, dar nici n-are sens să ne încurcăm unii pe alții. Cam așa s-au derulat lucrurile, înțelegeți? După care au venit alegerile locale. A fost un lucru pe care eu l-am observat și din interior și, dacă vreți, ca observator politic, mă rog, dându-mi un pic nasul după, cum aveți dumneavoastră, nas de jurnaliști, că am făcut câteva emisiuni împreună totuși. Da. Domnul Oreanu a insistat foarte mult să-l facă primar pe Lucian Micu. Pentru că dacă nu era domnul Oreanu, Lucian Micu nu ajungea primar nici dacă mergea de la intrarea din Roma până la capăt în vârful degetelor. Asta a fost adevărul. A transferat asupra lui cât de mult a putut din notorietatea personală și revenim la ce spuneați, că s-au făcut lucruri în Roma în vremea lui Laurențiu Oreanu, este incontestabil, poate nu cât s-au făcut în alte orașe, dar nu vreau să intrăm în discuția asta acum. Și s-a întâmplat că în final aici am ajuns. A ieșit primar, în fine, lucrurile au început să meargă. În momentul ăsta, din punctul meu de vedere, lucrurile nu sunt bune. Adică dacă discutăm de ceea ce vede orașul, făcând și o comparație... Și, departe, așa, plus ceea ce eu și împreună cu colegul meu și Dana Ilincă și cu toți ceilalți, se vede orașul arată infect la ora asta. Orașul suferă. Orașul suferă, s-au luat niște chestii, niște măsuri cam cu, nu știu cum să o numesc așa, un pic nepopulare sau, dacă vreți, un pic neînțelese de romașcani, cu desființarea echipelor de sport, cu mai multe lucruri și chestia asta care se întâmplă acum cu parcările, care este un pic forțată pentru că... În ce sens cu parcările? Păi, eu înțeleg așa, că trebuie să-mi plătesc un abonament pentru o parcare. Hai să vă spun altfel. În București, la București, unde mai locuiesc când merg în București, există un loc de parcare dedicat, pe care l-am licitat la primărie. Plătesc o sumă pe an
care apropo este care e mai mică puțin decât suma pe care o dai la roman, dar e locul meu inscripționat cu numărul de mașină. Eu parchez acolo și e locul meu, îl găsesc așa. Și la 11 noaptea și la 1 noaptea și când vine locul meu. Și am aici, văzut acum se aici plătesc. Deci dacă ai o parcare de reședință, dar Alina Antoche a venit acum la emisiune la CNS, s-a dus la o parcare publică, o plătește din nou. Nu, eu altceva vă spun, că pentru ca să merg la birou trebuie să plătesc, ca să merg la judecătorie trebuie să plătesc alți bani, în condițiile în care eu am birou într-un loc, au așa judecătorie înaltă. Da, s-a făcut, da, eu lucrez în ambele locuri, că da, fac avocatură. Doi la mână, la birou plătesc un loc de parcare acolo în față, că dau niște bani ca să pot parca, nu știu cât e pe an, 120 de lei pe an. Dar nu-mi garantează nimeni locul de parcare. Dacă eu ajung astăzi acolo și o altă mașină parcată... Trebuia să chemați poliția locală. Păi n-am cum să chem, că locul nu este personalizat, înțelegeți? Sunt doar acele locuri cu albastru. Deci eu în baza acelui abonament am voie să parchez, dar haideți să vă întreb altfel. Eu dacă mi-am cumpărat o mașină și orice alt romașcan, e de înțeles că mașina e parcată undeva, e un drept până la urmă constituțional, că eu să pot parca mașina, sigur, în niște locuri, cum erau ele înainte amenajate. N-avei voie să parchezi unde ai semn de parcare interzisă, deci sunt niște reguli de circulație. În momentul ăsta s-au delimitat niște arii în care spune parchez aici și ca să poți parca acolo, eu trebuie să plătesc. Este ca și cum aș parca la liber pe stradă, înțelegeți? Într-un loc, oricare ar fi el, dar neinterzis printr-un semn de circulație, dar eu trebuie să plătesc pentru el, lucru care nu e firesc. Eu vă întreb alt lucru. Plătesc o parcare de, nu știu, pe zona albastră, în zona unde locuiesc eu. Merg la un, nu știu, eveniment sau ajung acasă la 11 noaptea și acolo s-au parcat alte mașini. La 11 noaptea ce fac eu? Unde parchez când ajung cu mașina? O iau în casă, o iau în spate și o duc în casă? Adică sunt niște lucruri pe care eu nu le înțeleg, dar înțeleg că e o foame mare de bani la buget, vedeți? Oamenii sunt dispuși să plătească bani pentru niște, dar să-i plătească pentru niște servicii, pentru ceea ce primesc. Știți câte discuții au fost și cu... Nici nu vreau să intru deocamdată cu majorarea... în politica asta, în problematica asta, o să discutăm poate cu altă ocazie. Ceea ce mi se pare mie ne la locul ei este faptul că parcă orașul în momentul ăsta e cu frâna de mână trasă, că lucrurile nu mai arată cum trebuie, că este prost gestionat și din punctul meu de vedere nici nu sunt folosite toate oportunitățile pe care acest oraș le are, pentru că Romanul este inima Moldovei și am spus-o de 1000 de ori. Dacă punem pe hartă compasul și trasăm așa 100 și ceva de kilometri roata împrejur, atingem toate orașele mari din Moldova. Ori asta ar trebui să ne dea de gândit, pentru că eu dacă sunt foarte bun la ceva, da, eu fac lucrul ăsta, păi pe ăla mă axez. Eu, ca roman, ce am? Am această poziție geografică teribilă, deci ar trebui să fiu aici, cel mai mare centru logistic, sau să mă gândesc la următorul lucru. Și am discutat asta la un moment dat cu mai mari orașului. Dom'le, hai să ne gândim un pic, ce nu există în Moldova? Și aștept idei de la fiecare. Nu lucruri de-astea mărunte, lucruri mari, ce nu există în Moldova? La un moment dat a fost o idee, o să revin asupra ei, cu un... cum găsim prin Germania, Ungaria și prin alte țări, un aquapark foarte mare, care să fie poziționat la Roma, nu strand, atenție, nu facem confuzie, nu strand, un aquapark care să existe, să-l facem aici la Roman, pe proiecte europene, pe ce vreți dumneavoastră, putem discuta, am cunoștințe prin țară care gestionează localități mult mai mici și mai prost așezate decât Romanul și care au făcut acest lucru. De ce? Dacă noi am face un lucru de genul ăsta, nu există nicăieri în Moldova. Nu puteți să-mi spuneți că oricând se urcă o mașină și pleacă la mare, că e departe și drumurile cum sunt și asta e. Dar dacă ar exista aici, vă amintiți la un moment dat cum era când se făcuse acel strand de la Piatra, care e nimic față de ce îmi imaginez eu proiectul ăsta. Și venea lume din toată partea, din toată Moldova. Făcut în felul ăsta. Aducem lume, toți banii care pleacă din Roma, pleacă la Bacău la Mol, pleacă la Iași la Mol, pleacă nu știu unde. Ei, trebuie să mai aducem și noi din banii ăștia înapoi acasă ca să creștem într-un fel. Și mă gândeam că putem să vindem servicii conexe pe un partener public-privat, zic, nu știu, să vină investitori care să concesioneze locuri acolo, primăria să le pună la dispoziție locuri, să-și facă hoteluri, să facă lucruri. Toate astea ar aduce foarte mulți bani în bugetul local și ar crea din Roman ceea ce înseamnă un punct de referință cu adevărat pe harta Moldovei. Acum vorbim tot obiectiv, strandul de la Roman, doamnă, care nu confund, proiectul lui Laureanu arată extraordinar. Doamnă, să nu confundăm mai lucrurile. Bine decât cel de la Piatra. Lăsați că nu-i Piatra neapărat reperul. Eu o splimbat un pic așa prin lumea asta și strandul e un lucru absolut normal într-un oraș de talia Romanului și strandul ăsta trebuie să aibă o componentă socială până la urmă în care fiecare romașcan să meargă să petreacă câteva ore într-o zi de vară. Eu vorbesc de un aquapark deosebit cu tot ce înseamnă, dacă pentru cei care au văzut aquamagicul de la mare. Ce fonduri proiecte europene? E o investiție care s-a ridicat la vreo 20 de milioane de euro, cred, din ce informații am eu. O să mă documentez mai apăsat asupra acestui lucru. Am o veche colaboratoare, o primăriță în județul Cluj, care tocmai face așa ceva acolo și o să vin
vin cu niște lucruri concrete. Lucruri care se pot face parțial pe fonduri europene, pe alocări de la buget. Deci, sunt eu, și repet, să nu îmi sară în cap nimeni. Este doar o idee. E un lucru pe care m-am gândit. Până la urmă, vă dați seama, s-a făcut molul acela de la Bacău, cum arată el? Că până la urmă, dacă îl compari cu molurile din București, e un fel de mini-mol, e un pitic. Dar cu toate astea, ia uitați-vă, că toată lumea din Moldova a bătut Bacău atâta timp. Banii din Roma n-au plecat acolo. Aș vrea să vă invit să analizăm, că asta e o emisiune de analiză, să analizăm o altă situație. Cred că n-am încheiat povestea, am început cu PNL-ul. Noi avem obiceiul să trecem prin toate, așa că avem multe de vorbit. Doar un lucru vreau să spun, ca să nu rămân greșit înțeles, ca să închidem subiectul. În momentul, mă întrebați de apartenența mea sau neapartenența mea politică, în momentul în care am văzut ceea ce se întâmplă, am văzut luptele interne din cadrul PNL, care sunt teribile vis-a-vis de două grupări care se confruntă și își dispută Leoreanu, că își dispută conducerea și oamenii ăia sunt mai așa și oamenii ăia sunt mai așa și fiecare și o să discutăm un pic și despre niște alegeri care urmează, îmi spuneați vis-a-vis. Fiecare încearcă să-și să ocupe cât încă un metru de teren exact ca la baionetă și începe această nebunie. Vă spun sincer că m-a luat așa o, nu știu, parțial lehamete. Am constatat că e o chestie inutilă, am constatat că din punctul meu de vedere, cu tot regretul o spun, nu e nicio diferență față de alte formațiuni pe unde am mai trecut și am mai văzut lucruri și ca atare mi-am văzut de treabă. M-am retras discret, n-am făcut niciun fel de valori, nu sunt membru PNL în momentul ăsta, o spun clar, ca să nu mai existe niciun dubiu. De altfel și cei de la partid știu foarte bine, pentru domnul că nu știe. Era un grup acolo, aveam un grup pe WhatsApp în care eram membri de la PNL. La un moment dat, probabil constatând că nu mă mai prezint pe la niciun fel de întâlniri și au trecut câteva luni, au luat decizia și m-au radiat din acel grup. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat fără știrea conducerii, ca să nu fim nici mincinoși și nici ipocriți. Dar nici nu mă afectează. Nici nu contează. Încă o dată vă spun, din punctul meu de vedere, tot respectul pentru ce a făcut domnul Leoreanu ca primar, un singur lucru a greșit, că ne-a procopsit cu actualul primar, care nu e ce trebuie pentru Roman. Asta e părerea mea. Domnul primar Micu mai are un critic acerb. Aș vrea să vedem o știre privind recent apărută care i-a luat fața, cum s-ar spune, domnului Leoreanu când și-a prezentat raportul. Este vorba de o conferință de presă organizată în aceeași zi de Radu Samson. Amenințarea cu... Hai să vedem știrea și după aia o comentăm. Un caz mai puțin obișnuit a fost adus la cunoștința jurnaliștilor într-o conferință de presă de către președintele USR Neamț, Radu Samson, legat de amenințările împotriva soției de către un funcționar din primăria municipiului Roman. Radu Samson susține că va merge până la capăt. Dar nu mă așteptam niciodată să scrie cineva într-un mesaj dacă pun și eu țiganii să o violeze pe nevastă-ta. Deci discutăm de mesaje destul de grave. În acest sens am formulat o plângere penală anul trecut în august, care a rămas, este cu nume și vă zic imediat, care a rămas nesoluționată. Sunt cuvinte pe care nu pot să le reproduc în fața camerei și la microfoane. Dacă vreți, pot să vă dau o copie după plângere. Și într-unul din mesaje, noul meu partener de conversație se recomanda ca fiind funcționar public în primăria Roman. Și și-a dat și numele, evident pe Facebook și apare numele, și l-am căutat, într-adevăr l-am găsit pe pagina de contact a primăriei Roman și în urma plângerii am fost chemați amândoi la poliție și am avut ocazia să-l cunosc. A declarat în fața ofițerului de anchetă că într-adevăr este contul lui de Facebook, dar că nu a scris el mesajele, ci probabil un coleg de birou când el era plecat la masă, pentru că el intră pe Facebook doar de pe calculatorul de la serviciu. Prin procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Roma ne confirmă existența unei plângeri penale pe rolul instituției din partea președintelui USR Radu Samson, dar susține că se fac cercetări privind fapta și nu persoana. Deci eu personal nu cunosc ce s-a discutat în conferința respectivă, pot doar să vă confirm faptul că la sfârșitul lunii august anul trecut s-a înregistrat o plângere penală formulată de către domnul Radu Samson sub aspectul săvârșirii infracțiunii de amenințare, dar la acest moment cercetările noastre se desfășoară doar cu privire la fapte.
La solicitarea redactorului CNS, conducerea primăriei municipiului Roman a trimis un comunicat de presă prin care ni se aduce la cunoștință faptul că s-a autosesizat în urma declarațiilor apărute în spațiul public referitoare la depunerea unei plângeri penale împotriva unui funcționar din cadrul administrației locale. Până în acest moment, primăria municipiului Roman nu a fost informată oficial despre acest caz, nici de către reclamant, nici de către o altă autoritate care are atribuții pentru cercetarea faptei. Conducerea primăriei municipiului Roman își exprimă regretul cu privire la situația de fapt și are încredere că instituțiile abilitate pentru verificarea acuzațiilor își vor da toată silința pentru identificarea persoanei vinovate și pentru a o trage la răspundere conform legii, se spune în comunicatul de presă al primăriei.